Doi elevi ai Colegiului Național Dragoș Vodă au obținut media 10 la bacalaureat și 3 elevi de la Școala Gimnazială George Coșbuc au obținut nota maximă la evaluarea națională. Prin acești 5 copii, da? 2 de la Colegiul Național Dragoș Vodă, de 10 pentru, cu rezultate de 10 la examenul de bacalaureat și cu 10, da, la examenul din clasa 8-a până între a 9-a, Sigetul Marmaț a intrat într-un clasament în ceea ce privește învățământul, într-un top nu doar județean, am înțeles că inclusiv într-un top național. Vorbeam cu zilele trecute cu doamna director de la școala George Coșbuc, doamna Oana Topoș, care îmi spunea cât de mult a încercat, de când este în fruntea școlii, să ridice nivelul acestei școli gimnaziale, nu doar luptându-se pentru investiții materiale, ci și investind foarte mult în actul educațional. Și acest lucru se vede pentru că, într-adevăr, școala George Coșbuc, în momentul de față, am observat și eu, produce copii care, până la urma urmei, sunt ai noștri, da? Sunt ai Sighetului, sunt ai dumneavoastră părinților, dar reprezintă și pot să reprezinte modele pentru tânăra generație. În cadrul acestei întâlniri, cei 5 copii de 10 au vorbit despre reușita lor, despre planurile de viitor și despre orașele în care își vor continua studiile. Am fost deja admis la Universitatea Warwick din Anglia, din Marea Britanie și urmez cursurile la informatică începând din octombrie. Și admiterea asta a constat într-un fel o motivație în plus ca să iau notă mare la bacalaureat, fiindcă admiterea în sine a însemnat să iau minim nota 9-50 la bacalaureat. Astfel, consider că și circumstanțele mele au diferit. Pentru că dacă unele persoane sau unii elevi au dorit doar să treacă examenul de bacalaureat, să obțină media 6 și după aceea să se axeze pe ceea ce e mai important, pe examenul de admitere, cel scris, care l-au susținut cu vreo 3-4 săptămâni după, singurul lucru pe care a trebuit să-l axez și singurul lucru care a contat pentru mine a fost examenul de bacalaureat. Pe larg despre acest subiect veți putea urmări marți la TV Sighet în cadrul emisiunii Manifest.